Mulți oameni cred că Dumnezeu locuiește într-o biserică, dar cel prea înalt, Dumnezeu nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Cum zice prorocul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Dumnezeu nu locuiește în clădiri făcute de mâinile oamenilor, ci în inima celui ce se supune și îl urmează pe Iisus Hristos. Iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, zice Domnul. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Găsesc scris în Fapte 17:24. Dumnezeu nu este la biserică, îl poți găsi în inima ta, iată el stă la ușa inimii tale și bate. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Căci acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, zice Iisus. Cine păzește poruncile lui, rămâne în el și Dumnezeu în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Dumnezeu rămâne în noi, înăuntru nostru, nu într-o clădire. Biserica nu este o clădire, nu este o organizație și nu este o instituție. Ea este trupul spiritual al lui Hristos, compus din acele cărămizi vii, din credincioșii care se supun Domnului Iisus, din aceste suflete vii, conectați la capul bisericii, și anume la Hristos. Și piatra din capul unghiului, adică Domnul Iisus, ghidează fiecare dintre aceste membre prin Spiritul Său, prin Duhul Sfânt. Fiecare mădular care face parte din biserica spirituală, din trupul lui Hristos, este ghidat de către Dumnezeu. Și nu ne ghidează în păcat, nu trăim în păcat, nu păcătuim cu voia noastră, ci trăim astfel încât să îndeplinim voia lui Dumnezeu și să fim pe placul Domnului. Asta nu înseamnă că fac parte într-o biserică sau fac parte din pocăiți și așa mai departe, dar Domnul Iisus a spus, dacă nu veți pocăi, toți veți pieri la fel. Deci nu este vorba de a merge la o biserică, pentru că biserică ești, corpul tău este templul lui Dumnezeu, este vorba să fii foarte serios cu Dumnezeu și să-i faci pe plac lui. Indiferent că oamenii te judecă și spun că ești sectant sau că ești pocăit sau ce mai departe, dar ei încă trăiesc în păcatele lor, ei sunt îndrunți pe iad. Și totuși se încred în biserica lor, că dacă fac obiceiuri religioase, dacă ei ascultă de tradițiile bisericii, trăind în păcat, ei cred că vor avea viață veșnică, dar de fapt sunt îndrunți pe iad și mulți nu realizează asta. Ei cred că Dumnezeu este acolo sus și ne iartă, pentru că El ne iubește. Într-adevăr, dar dacă tu continui în păcat, nu ești serios față de Dumnezeu și atragi mânia Lui asupra ta. Furia lui Dumnezeu vine peste tine pentru că tu încă trăiești în păcat. Ești rebel față de El și nu cunoști partea lui Dumnezeu care este dragoste, ci vei cunoaște faptul că este și un foc mistuitor. Și mulți dintre creștini vor sfârși în focul lui mistuitor și asta nu este cu voia Lui. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Să trăiești o viață prin Iisus Hristos, să fii ghidat de El și să faci ce a spus El. Da? Dacă unul îți dă o palmă, tu să fii în stare să întorci celălalt obraz. Dacă se ceartă cu tine și ai pierdut bani sau lucruri, bunuri materiale, pur și simplu, renunță la ele. Prin Domnul Iisus vei reuși, vei fi smerit. Dar Hristos este credincios ca Fiu peste casa lui Dumnezeu și casa Lui suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dacă dorești să te lauzi, laudă-te numai în Domnul și cu Domnul. Nu cu ceea ce ai câștigat în viața aceasta sau ceea ce ai, pentru că toți suntem trecători, vom muri și nimic nu vom putea lua cu noi decât sufletul înaintea lui Dumnezeu și vom da raport la cei ce trăiesc în păcat, vor da raport la faptele lor, iar cei ce trăiesc în Hristos vor intra în odihnă, în viața veșnică. Dacă citești cu atenție Noul Testament și nu interpretezi precum nicio biserică și serios faci de Dumnezeu și ceri ghidarea Sfântului Duh, vei ști ce ai de făcut și nu vei fi prins într-o nicio doctrină, în nicio biserică, pentru că vei vedea că ceea ce fac ei nu este ceea ce este scris. Pavel, când propovăduia, observăm că el îndeamnă pe cei ce încep să construiască biserica lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, și îi îndemna astfel: așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni în casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În Efeseni, capitolul 2. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică, în Efeseni 5. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Se întâmplă această atmosferă în biserică? Vezi tu pe aproapele că spune adevărul? Pentru că majoritatea vin la biserică din cauza că trăiesc în păcat, sunt precum oamenii bolnavi și nu vor să se însănătoșească, nu vor să-L urmeze pe Hristos cu adevărat. Nu vor prezența lui Dumnezeu în inima lor. Ei vor, ascultă mai mult pe diavol, pentru că le place păcatul. Dar vin la biserică și fac faptele religioase, crezând că sunt iertați, nu vor să fie eliberați și când pleacă din biserică, continuă în aceleași păcate, în aceleași fapte rele. Nu se zbat, nu se luptă cu păcatul. Asta ar trebui să faci. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Câți ucigași vin la o biserică? Câți nu sunt certați între ei, în familii, în rude, neamuri, cu frații lor și cu lumea? Și totuși vin la biserică. Crezi că Dumnezeu te poate asculta? Nu, pentru că aceste sentimente, precum și cearta, creează un zid între noi și el. Și dacă noi nu spargem acest, dacă noi ce să ne împăcăm și ne cerem iertare, el nu ne poate auzi rugăciunea noastră. Indiferent că te duci și îl rogi tu pe altcineva, rogi pe preot să se roage pentru tine sau dai bani pentru acatiste sau te duci și te spovedești de aceste păcate și totuși continui în ele să le faci, nu faci decât să te înșeli pe tine singur. Dumnezeu vrea ca tu singur să te îndrepți, inima ta să fie schimbată după placul lui. Nu trebuie să fugi după fel și fel de oameni care au diferite haruri, după cum se spune, sau în diferite locuri, în fel și fel de mănăstiri sau biserici, sau venerând pe papa. Asta este o abominare, este idolatrie. Sau să venerezi pe... Ce am văzut eu, venerează pe sfinți și ei încă trăiesc în păcat și pe preoți cu funcții înalte, își dau funcții înalte unul la altuia și Domnul s-a spus că cine se va înălța va fi smerit, dar cel ce se va smeri va fi înălțat în împărăția lui. Deci, și totuși observăm, a spus să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru și anume Hristosul. Și câți dascăl vedem noi în aceste religii sau în diferite ramuri creștine. Dacă acești oameni primesc slavă de la acești oameni care își dau au funcții înalte, primesc slavă de la alți oameni, atunci ei nu primesc, nu calcă pe urmele lui Hristos, pentru că Domnul Iisus a fost bagiocorit, respins de către marii preoți, de către biserică. Și cum sunt ei respinși pentru că îl urmează pe Hristos? Eu nu văd acest lucru, eu văd că ei sunt lăudați de oameni, sunt slăviți de oameni, așadar, pentru mine nu sunt în Hristos. Este o cale îngustă, pentru că oamenii și cei care se cred credincioși vor fi împotriva ta și te vor respinge dacă faci ceea ce a spus Domnul Iisus. Biserica adevărată a lui Iisus, cea spirituală, este prigonită și va fi prigonită. El a zis, veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar acela care va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dacă Hristos locuiește în tine, vei fi respins și urât de lume. Biserica va fi împotriva ta și tu, dacă lucrezi în adevăr, vei vedea ce este greșit în această biserică și în doctrina ei. Și uită-te la faptele oamenilor, uită-te la faptele bisericii față de oameni. Când oamenii intră în biserică, ei intră nemântuiți. Dacă stai și vorbești cu ei, ei încă sunt prinși în păcate și spun că toți suntem păcătoși. Ei încă trăiesc în păcatele lor. Eu nu zic că nu sunt păcătos, sunt, dar greșelile care le fac nu sunt cu voia mea. Nu le fac cu intenție, nu trăiesc în păcat. Trebuie să ai atitudinea de a urî păcatul, de a te feri de el și să fii conștient că el te pătează înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sângele lui Iisus, pe care tu ceri să te spele, să te curățească, nu poți să îți bagi joc și să te întorci înapoi la obiceiurile tale, la păcatele tale. Este ușor să ținem tradiții și obiceiuri bisericești și să nu-L ascultăm pe Dumnezeu. Dar la sfârșit vom vedea că nu L-am cunoscut niciodată, nu L-am cunoscut cu adevărat și că majoritatea dintre creștini o să sfârșească în iad. Iar oamenii care intră în biserică și sunt prinși în păcat, ei intră în biserică nemântuiți și ies din biserică nemântuiți. Nu li se spune adevărul. Nu li se spune că dacă nu trăiește cu adevărat în Hristos și nu lasă lumea în urmă, nu să iasă din lume, ci să fie o lumină în lume, să avertizeze și pe alții. Este datoria fiecărui creștin să răspundească Evanghelia. Este datoria la fiecare dintre noi să spunem aproape lui că dacă trăiești în păcat, vei sfârși în iad, oprește-te din el, Hristos e viu, te poate elibera, pentru că dacă ai dragoste de Hristos, îți pasă. Nu, indiferent că te acuzi de ei că ești sectant. Pentru că, vezi, în biserică nu se spune așa ceva. Și Domnul s-a spus, dacă mă veți mărturisi înaintea oamenilor și eu vă voi mărturisi înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor. Așa că nu mai fi ocupat cu televizorul, cu jocurile, cu ieșitul în lume, ci după plăcerile tale, caută-L pe Hristos și vei simți ce să faci. Biserica este interesată în a crește numărul celor înșelați și nu li se spune adevărul. De acolo oamenii încă ies prinși în păcatele lor, sunt mințiți că și atrași că li se va da Duhul Sfânt din partea altor oameni sau că numai preotul poate să te iartă pentru păcatele tale. Nu este adevărat. Domnul Iisus însuși te poate elibera de la păcatele tale. El te iartă, El te eliberează și El te învață. El însuși te va construi conform împărăției lui Dumnezeu. Și nu trebuie să ai încredere în mine la ceea ce spun. Du-te în odaia ta, îl pui acolo și roagă-te cu adevărat înaintea lui Hristos și întreabă-L, Doamne, ce înseamnă acel mesaj, ce a vrut să zică acel om. La unii dintre voi vă este teamă, și anume că doriți să aveți o asigurare spirituală din partea bisericii, doriți să vedeți și alți oameni care merg în aceeași direcție conform tradițiilor bisericești și doriți să respectați aceeași doctrină bisericoasă, dar eu nu am văzut pe Hristos că locuiește în voi. Nu-L cunoașteți pe Hristos, dar respectați tradițiile bisericii. Respingeți și bajocoriți pe fratele sau sora în Hristos și aveți grijă să nu vă aflați în situația în care apărați o clădire, adică biserica voastră pe care o considerați, și să nu-L cunoașteți pe Hristos. La ce folos este ca eu să apăr o biserică, pe cum fac politicienii care își apără partidele lor, și eu însumi nu-L cunosc pe Dumnezeu? La ce-mi va fi de folos? Pentru că dacă îi spui că îl cunoști pe Dumnezeu, vei vedea adevărul, pentru că El te ghidează în adevăr și vei vedea ce este greșit în biserica ta, indiferent de numele bisericii care ai. Dacă sunt oameni care zic m-am născut ortodox și voi muri ortodox, sau m-am născut penticostal și voi muri penticostal, sau m-am născut catolic și voi muri catolic. Și dacă îi pui pe acești oameni între ei, dacă te uiți cum se comportă între ei, un ortodox cu un catolic, un adventist, cu un baptist, cu un protestant, cu un metodist, un neoprotestant și așa mai departe, vei vedea că ei nu au dragoste unii față de alții, ba chiar ei încă trăiesc cum trăiește lumea, sunt prinși în păcatele lor și nu-L cunosc pe Hristos. Crezând că merg la biserică, vor ajunge în împărăția celor, dar de fapt sunt în drum spre iad și se retrag, fiecare se retrage în biserica lui și se resping unul pe altul din cauza zidurilor bisericii și din cauza doctrinei false pe care o urmează. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, adică, cu alte cuvinte, ai proprii tăi idoli din lumea aceasta. Orice faci, orice lucru care ești ocupat, în afară de a fi ocupat cu Împărăția lui Dumnezeu, acela s-ar putea să fie idolul tău. În timpul tău liber, după muncă mă refer. Mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă învățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Și nu este această atmosferă în biserici. De răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile. Dar ele vorbea despre templul trupului său. Pavel le propovăduiește la cei din Corinteni, la oamenii pe care le-a propovăduit pe stradă sau în piețe și așa mai departe și le spune. Cei care l-au acceptat pe Hristos și s-au botezat, le spune, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, căci este scris, ce doi vor face un singur trup, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește împotriva trupului său, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul lui Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Mesajul meu pentru tine este că biserica ca clădire te înșală ca și cum ai fi, ca și cum ai avea o asigurare spirituală, un drum spre rai, dar de fapt nu ai așa ceva. Tu singur trebuie să-L urmezi pe Hristos, este o cale îngustă, nu te mai duci la biserică, du-te la Domnul Iisus și supune-te cuvintelor sale. Intră într-o relație serioasă cu El și vei vedea adevărul. Dumnezeu nu ne-a poruncit să construim biserici, ci ne-a poruncit să facem ucenici. Și asta nu le-a spus doar la cei 11 apostoli ai săi. Dacă vei citi, cel puțin Noul Testament, vei vedea că a trimis mai mult decât 11, citim acolo că a trimis și pe cei 70 de ucenici când s-au întors, care au făcut și ei la rândul lor alți ucenici. Domnul Iisus nu te trimite la biserică să mărturisești, El te trimite în lume să mărturisești despre El. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Așa că nu lăsați zidurile unei biserici să se despartă de frați și surori în Hristos și ieși afară din acea biserică și începeți să-L urmezi cu adevărat pe Domnul Iisus. Dumnezeu să te binecuvânteze!